Salutare tuturor! Așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, vin și astăzi cu un cântec și cu o poveste pentru a vă introduce așa în atmosfera proiectului pe care îl fac în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Vaslui, proiect pe care l-am intitulat, noi zicem simplu și sugestiv, Cântece de demult, un proiect prin care încercăm să aducem în atenția voastră cântece culese acum mai bine de jumătate de secol pentru a vă arăta, de fapt, frumusețea și bogăția folclorului muzical din zona aceasta a Moldovei. Astăzi să știți că vin cu un cântec special, un cântec care vorbește sau care ne spune o poveste despre primul război mondial, desigur, nu poveștile acelea pe care le putem întâlni în cărțile de istorie, ci povești particulare, povești mai personale, dacă vreți. Cântecul se numește Măi soldate roșior și spune povestea celor care au făcut parte din regimentul 2 Bârlad, care au luptat în luptele de la Oituz și Mărășești. Sigur, sunt mai multe variante ale acestui cântec. Eu am ales să vă cânt pe cea culeasă de Vasilea Dăscăliței, dintr-unul din satele din Vaslui. Și sper să vă placă și să ne urmăriți în continuare. Foi verde doi bujori, măi soldati roșiori, măi soldati roșiori, unde s-a fost scris ca să mori, măi, măi. Sus în vârful muntilui, deasupra Carpatului, sus în vârful muntilui, deasupra Carpatului, măi, măi. Măi soldat și-n te-o scălda, norii când s-or aduna, norii când s-or aduna, și roua când o chica, măi, măi. Măi soldat și-ntr-o îngropa, munță când s-or dărâma, și cine-i te-o jăli, maica când o auzi, măi, măi. Munță când s-o drâmat, pentru țară am luptat, pentru țară și-ai mei frați, și la unguri subjugați, măi, măi. Pentru țară și-ai mei frați,